Salut! Bun venit la cursul de limbă engleză pentru începători! Haideți acum să vedem cum arată verbul a avea la trecutul continuu în limba engleză. Cum spunem a avea la trecutul continuu? To have in the past continuous. Haideți să începem cu persoana întâi singular. I was having. Ce înseamnă asta? Eu aveam. You were having. Înseamnă tu aveai. He, she or it was having. Înseamnă el sau ea, iar it este neutrul, avea. Să vedem și pluralul. We were having. Noi aveam. You were having. Voi aveți. Și they were having înseamnă ei sau ele aveau. Haideți să reluăm. I was having. You were having. He, she sau it was having. We were having. You were having. Și persoana a treia, they were having.